Defecțiunea a pus pe butuci tot traficul feroviar. Garniturile nu au mai reușit să ajungă în gara din Timișoara până când locomotiva defectă nu a fost reparată, iar sute de persoane, printre care și copii, au dormit pe unde au apucat. Ne scuzați că v-am trezit. Voiam să vă întreb de cât timp așteptați de ați adormit aici pe peron? De la 10 fără 10 sau 11 fără 10 jumătate. Dar unde mergeți? La Focșani. Și v-ați zis când ajunge că nu-și trenul? Am înțeles că la două. Nici cei care și-au petrecut noaptea în gară și nici cei din trenul defect nu au primit apă sau mâncare. La Timișoara, cei mai mulți dintre cei care au dormit în gară au fost copii care se pregăteau să plece în tabără, la mare sau în cantonament. De 3-4 ore stăm aici și stăm degeaba. Nici o explicație măcar nu ne-au dat. Deci doar din auzite că mai trece câte un mecanic pe aici. De 3 ore stăm aici, niciun răspuns, nu ne anunță nimeni. Cât o să mai stăm, cât întârziere mai e, merg la București. De aici în Timișoara, deci am un drum lung. Dar se poate așa ceva, 2 ore întârziere? Nu se poate, uitați acolo pe domnii cu copilașii. După ce au cerut explicații și nu le-au primit, fiecare și-a căutat câte un loc în care să se întindă în speranța că nu vor mai aștepta mult. Așteptarea a fost însă lungă. Nici după 3 ore garniturile nu au ajuns în gară. Așteptăm de 3 ore aproape. S-a terminat apa, proviziile, mâncare, nu mai avem nimic. Ce facem? V-au dat vreun răspuns? Nu. Așteptăm. Unde mergeți? Mergem la Galați. La Galați. Facem schimb la București, dacă îl mai prindem și pe ăla. Câți copii sunt aici, pregătiți pentru cantonament? De la clubul de volei, undeva la 42 de copii. Cum sunteți? Înfometați? Ați primit ceva mâncare? Mai aveți provizii? Avem noroc cu părinții care au fost și ne-au adus mâncare, că în cazul în care plecăm, să avem și pe drum. Aștept pe fiica mea și pe nepoata mea, în vârstă de 5 ani jumate. De unde vin? Ei vin din Austria, au venit cu trenul până în Budapesta și de acolo au plecat. A trebuit să ajungă aici la ora 9 seara. Sunt în tren, n-au apă, n-au nimic. În jurul orei 3, trenurile au reușit să plece spre destinație.